Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. Suntem Miruna Mărgan și Andrei Brânaș și aducem în fața dumneavoastră cele mai actuale subiecte ale zilei. Consiliul Județean Timiș demarează lucrări suplimentare de amenajare a două sensuri giratorii provizorii amplasate pe DJ-595 din localitatea Giroc. Pentru fluidizarea traficului se închid două girații provizorii, iar cele rămase vor fi lărgite la două benzi. Începând de luni, 26 februarie, Consiliul Județean Timiș demarează lucrări suplimentare de amenajare a două sensuri giratorii provizorii amplasate pe DJ-595 din localitatea Giroc. Este vorba de intersecțiile dintre Calea Timișoarei cu bulevardele Aviației Soarelui și cu străzile Jupiter și Neptun. Intervenția va dura cel mult 15 zile. Pentru că deservește o localitate foarte importantă, Calea Timișoarei din Giroc reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean. Acesta a fost motivul pentru care anul trecut am agreat la solicitarea primăriei Giroc să intervenim pentru salvarea de vieți omenești, numărul de accidente înregistrat pe drumul județean fiind unul în creștere. Soluția înaintată atunci către Consiliul Județean a fost introducerea a patru sensuri giratorii provizorii. Din păcate, acestea au îngreunat inacceptabil de mult traficul, deoarece au anulat câte o bandă pe sens. Intențiile noastre au fost cele mai bune, am vrut să facilităm accesul locuitorilor din cartierele noi către artera principală, însă după monitorizarea și analizarea traficului a devenit clar că nu putem lăsa lucrurile așa. În consecință, am gândit o variantă în care să păstrăm ideea inițială, dar să fluidizăm circulația. Închidem două giratorii provizorii și le lărgim la două benzi pe cele rămase. Totodată, insist pentru accelerarea de către primăria Giroc a asfaltării unor rute alternative pentru Calea Timișoarei. Girocenii merită și cei din vatra localității și cei care locuiesc în cartierele noi să se bucure de o infrastructură potrivită asigurată de administrația locală, a spus Alin Mica, președintele CJ Timiș. Pentru fluidizarea circulației s-au ales următoarele soluții tehnice. În cazul giraților cu strada Neptun și bulevardul Aviației, se va trece la două benzi de circulație cu o lățime de 3 metri. Cele două mini-girații cu strada Jupiter și bulevardul Soarelui vor fi desfințate, urmând să se revină la starea inițială a drumului fără separatoare. În privința intrării către stația ISU, de pe partea stângă a DJ-595, pe carosabil se va trasa hașura de oprire interzisă. 16 primari și viceprimari de la PNL, USR, PMP, Pro-România sau Partidul Republican au anunțat că la alegerile locale din 9 iunie vor candida din partea Partidului Social-Democrat. Vor candida sub sigla PSD următorii primari în funcție: Saveta Moldovan, USR, Foeni, Bogdan Săvulescu, PMP, Uivar, Bono Cucalan, PNL, Dudești Vechi, Nicolae Birău, Pro-România, Vareaș, Costel Medelian, PNL, Tomești, Ioan Gheorghe Muntean, PNL Libling, Sârgean Tanasian, Partidul Republican Cenei și Ionică Breje, PNL Checea. Bucuria și onoarea se am alături de mine pe acești oameni, primari și viceprimari ai localități, ai multor localități din județul Timiș, oameni care îndeplinesc acele criterii despre care vorbeam zile trecute, oameni care s-au dedicat comunităților care i-au ales. Și n-are sens să lungim foarte mult cu prezentările, dați-mi voie să vi spun fiecare în parte de unde vine și cum se numește. Am, așa cum vă spuneam, bucuria să-l am alături de mine pe primarul comunei Libling, membru PNL, domnul Ioan Munteanu, Imală, cum mi se spune. Imală, corect, da, aici, da, da. Aici, bine ai venit în rândurile noastre. Bine v-am găsit. De asemenea, l-avem pe primarul comunei Tomești, Costel Medelian, membru marcant al PNL Timiș, o voce critică la actuala conducere, la adresa actuală conducere, dar și la alte conduceri din cadrul PNR Timiș. Și atunci când am avut această discuție cu el, mi-a spus să știi că eu te voi critica atunci când vei greși și eu voi spune că i-am spus că voi încerca să greșesc cât de puțin voi putea, dar atunci când am să o fac, aștept să fiu criticat. De asemenea, este primărița comunei Foeni, Saveta Moldovan, aici lângă noi. Bine ai venit, Saveta, și tu. Bine l-am găsit. Primarul comunei Uivar, Bogdan Săvulescu. Bine ai venit și tu, Bogdane. Pentru primăria Remetea Mare, candidat din partea PSD va fi viceprimarul Cosmin Chira. Actualul primar Ilie Golubov va fi alături de el în această campanie. Am luat această decizie în urma unor mai multor analize și consider că este o decizie corectă, înțeleaptă și benefică pentru comunitatea din care fac parte. Spun benefică pentru comunitate pentru că nu este de ajuns să fii primar. În momentul când îți dorești să te dezvolți, să faci lucruri bune în comunitatea respectivă, ai nevoie de sprijin. Ai nevoie de sprijin politic, de sprijin financiar, de la toate nivelurile. Mă bucur că sunt aici alături de domnul președinte, de colegi, de vicele meu, care va fi primar, cu siguranță. Eu voi fi alături de el,
probabil și în viitor vom face o echipă care va merita să fie sprijinită și să aibă un sprijin față de comună. Unul dintre cele mai importante transferuri către PSD este primarul comunei Libling, Ioan Gheorghe Muntean. Ușa m-a fost deschisă la PSD. De exemplu, la domnul Freddy Simunis. De câte ori am fost la București, chemat, din întâmplare ne-am întâlnit pe coridor și a zis, băi, mală, ce, așa e porecla mea, ce ai nevoie? Și am spus, uite, am proiectele Panghel Salini, hai să vedem imediat. Deci, un om de bună credință, acum un tânăr care vrea să facă ceva pentru țara asta, pentru Timișul nostru. Bono Cucalan, primarul comunei Dudești Vechi, împreună cu mai mulți consilieri PNL, se alătură echipei PSD. Vom trece cu toată echipa noastră la Partidul Social Democrat. Sunt aici o parte din colegii mei. Ce pot să vă spun, sunt foarte bucuros că mă voi alătura unei echipe dinamice. Noi suntem obișnuiți și lucrăm doar în echipă. Aici am găsit o echipă care are soluții la probleme, le rezolvă, atât aici, la Timișoara sau în județ, cât și la București. Proiectul de reabilitare termică a blocurilor din Timișoara avansează cu succes. Încă un bloc din cele 68 de imobile incluse în programul de reabilitare termică a intrat în etapa finală. Proiectul de reabilitare termică a blocurilor din Timișoara avansează cu succes. Încă un bloc din cele 68 de imobile incluse în programul de reabilitare termică a intrat în etapa finală. Blocul de pe strada Sirius, numărul 32, se află în proces de recepție. Prin programul de reabilitare termică derulat de Primăria Municipiului Timișoara, 3400 de apartamente și peste 8000 de locuitori beneficiază sau vor beneficia de un confort termic îmbunătățit, comparabil cu cel al blocurilor nou construite. A fost o provocare să deblocăm programul, dar acum timișorenii care locuiesc în peste 500 de apartamente simt beneficiile. După reabilitare, pierderile de căldură se apropie de cele de la blocurile noi. Rând pe rând, blocurile incluse în program sunt gata. Avem în execuție în diverse etape 32 de blocuri, iar 15 sunt finalizate, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău, care a avut întâlniri cu reprezentanții a trei asociații de proprietari. Blocul de pe splaiul Nicolae Titulescu, numărul 10A, va intra în curând în etapa de recepție. Locatarii susțin că facturile la încălzire s-au redus, iar confortul termic este mai mare pe timp de vară. Pe bulevardul Dragalina, numărul 31-37, lucrările în valoare de peste 3 milioane de lei vor fi finalizate în această vară. Pe strada Gheorghe Lazăr, numărul 36, partea interioară a lucrărilor este finalizată, iar reabilitarea completă va fi gata în următoarele 2-3 luni. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele specifice în prima lună de primăvară. Cum va fi vremea în martie, aflăm din materialul următor. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 26 februarie, 4 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sud-vestice, dar și deficitar în cele nordice, centrale și estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval. În săptămâna 4-11 martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice, vestice și centrale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în nordul Carpaților Oriental și în Munții Banatului. În săptămâna 11-18 martie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 18-25 martie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu posibilitatea unui ușor excedent în regiunile vestice. Grație unei proceduri electronice, toate spectacolele organizate de Casa de Cultură Traian Grozăvescu Lugoș vor oferi bilete și invitații online. Nici publicul clasic nu a fost abandonat. Detalii în rubrica Declarația Zilei.
Colectivul Casei de Cultură Traian Grozăvescu-Lugoj anunță în premieră implementarea procedurii electronice de ticketing prin platforma EnterTix, ceea ce presupune că toate spectacolele organizate de către noi vor oferi bilete și invitații online. Nu am abandonat nici publicul spectator clasic, în paralel funcționând și caseria Casei de Cultură pentru spectatorii fideli achiziționării biletelor din ghișeu. Liceul Iulia Hașdeu din Lugoj va avea parte de îmbunătățiri substanțiale. Cu banii obținuți prin Programul Național de Redresare și Reziliență, corpul principal beneficiază de o investiție majoră. Administrația Lugojului a obținut o finanțare în cadrul PNRR pentru eficientizarea energetică a clădirilor liceului Iulia Hașdeu. Corpul principal beneficiază de o investiție de aproximativ 17 milioane de lei, TVA inclus. Claudiu Buciu a precizat că este prima renovare substanțială a acestei clădiri de când a fost construită. O eficientizare energetică integrală este practic prima renovare a acestei clădiri după momentul în care a fost construită, undeva în prima parte a anilor 1960. Până acum el a fost doar zugrăvit sau s-au mai schimbat ceva țigle pe acoperiș, s-au mai umblat la centrala termică. Ei, suntem în momentul în care el va beneficia de o renovare integrală, de o minimă consolidare, de instalarea unui ascensor pentru persoanele cu dizabilități, de modificarea integrală a sistemului de încălzire, de un sistem de ventilație care asigură aer proaspăt permanent copiilor în sălile de curs, de panouri fotovoltaice. Licitația va fi publicată pe SICAP săptămâna viitoare. Se preconizează că va fi încheiată în 45 de zile, apoi vor începe lucrările. Locuitorii din comuna Bilet care vor să scape de deșeurile voluminoase o pot face în câteva zile. Iată care sunt cele câteva condiții pentru a putea beneficia de acest serviciu gratuit. Deșeurile voluminoase de pe raza comunei Bilet se vor colecta în data de 28 februarie 2024, locația acestora fiind de zona pieței. Dacă însă obiectele voluminoase sunt de dimensiune mare și nu pot fi transportate către locație, ne puteți contacta la numărul de telefon 0764 117 000. Deșeurile periculoase sunt ambalaje care conțin reziduri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, ambalaje metalice care conțin o matrică poroasă solidă formată din materiale periculoase, inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanți, materiale filtrante, inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri, adeziv și rășini cu conținut de substanțe periculoase, baterii și acumulatori cu plumb, mercur, alcaline sau baterii și acumulatori nesortate conținând aceste baterii solvenți acizi alcali, uleiuri și grăsimi altele decât cele comestibile, detergenți cu conținut de substanțe periculoase, butelii de gaz sau presiune, inclusiv halonii cu conținut de substanțe periculoase, deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase pesticide, deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase. Deșeurile voluminoase sunt mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice, covoare, carpete, preșuri, canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, saltele, oale, ceasuri, perdele, draperii, dulapuri de baie, suporturi prosoape, lustre, tablouri, obiecte sanitare, căzi, vas de toaletă, robineți, cabine de duș, suporturi, baterii sanitare, chiuvete, bideuri, capace de vase. Transmit reprezentanții primăriei Bilet. Durere fără margini pentru o familie din Lecușești. Mama și tatălui Cristi sunt devastați după ce fiul lor a fost îngropat de viu, iar de la moartea lui încă nimeni nu plătește pentru acest lucru. Vă avertizăm, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Este cu deja 7 luni, trimitat așa cum vede, ziua noaptea, cu lumânări, cu plâns, cu de tot. Copilul sunt eu, eu am fost eu la lucru acolo, la un metru de mine a murit copilul aici, mare acolo. Doamnă, cum este? Vedeți poza băiatului dumneavoastră în fiecare zi. Zilnic plâng. Nu dă Dumnezeu drăguțul o zi să nu plâng. Mă credeți? Uitați-vă cum am ajuns, că mi s-a dus copilul. Nimeni nu a zis absolut nimica. Cum spuneți dumneavoastră?
Mă înțelegeți? Nu știți nimica, așa nu știm noi. Un polițai nu, aia nu, hai la întâlnul. Foarte greu. Eu folometul de el, că n-am murit. N-am văzut nici scot cu mâine afară din pământ acolo. N-am văzut nici scot afară. L-ați văzut în momentul în care a fost înghițit exact, de pământ? Exact, eu am fost la un metru de el. Eu am urcat, el l-a coborât și când m-am întors numai l-am văzut. Ce ați făcut atunci? Am nebunit. Pe loc. Am încercat să-l scoate? Am încercat cu mâinile, n-am mai știut ce să mai fac. După aia m-am trezut în salvare, la smurt. N-am mai știut nimic de mine. Era să mor și eu. M-am trezut cu dinelea, cu popul de pe mine și m-am trezut doctori. După oră jumătate l-a scos din pământ. Oră și 35 de minute au durat. Pentru ce au durat atâta? Asta pământul o căzut pe copilul meu. Părinții lui Cristian, băiatul de 27 de ani care a fost îngropat de viu sub tone de pământ, nu mai au liniște. Tatălui Cristian, care lucra împreună cu el la Iecea Mare în ziua nenorocirii, și-a văzut copilul cum este înghițit de pământ. Acesta spune că lucrau la execuția unei canalizări fără niciun fel de protecție. De aproape un an de la moartea băiatului, nimeni nu-i caută, spun părinții. Nu știu cine va plăti pentru moartea băiatului lor. Piciorul meu scump și drag, e murit nevinovat, tată, las că Dumnezeu face dreptate cu băieții ăștia, flalul tată. Dumnezeu face dreptate cu băieții ăștia. Să spună numai adevărul. Numai adevărul să spună. Să nu zic altceva, numai adevărul să spună. Și cât s-au lucrat fără protecție și cât s-au lucrat, câte străzi fără protecție. Adevărul să spună. Să nu mint, atât are doresc din toată inima mea. Să spună adevărul. Adevărul. Și v-am spus, nu ne trebuie nimic. Ce dă justiția? Ce dă legea? Viața ce dă legea? Să fie plătită. Viața la copilul meu vreau să fie plătită. Altceva nu vreau. Și dreptate, v-am spus. Dreptate. Și dacă cineva minte, am spus cu mine rând și detectorul de minciuni. La detectorul de minciuni. Altceva nu vreau. Să iasă totuși la iubeală. Să mă spun ceva. Acolo am lucrat 10, 15, 20. Am lucrat 5 în echipă. Am fost eu, băiatul, Sergiu și Ionuț de la Zimbolea. N-am fost mult în echipă, care le cheamă să ia martor mincinos. Ea nu știe ce s-a întâmplat, că eu am fost acolo și băieții a 5, numai noi am fost. Mai multe despre cazul morții băiatului de 27 de ani, pentru care se pare că cel puțin până în prezent nu plătește nimeni, aflați de seară de la ora 21 pe Europa Nova. Un primar și un fost edil, ambii din PNL, s-au alăturat Partidului Social Democrat. Cine sunt și motivele care au dus la schimbarea partidului chiar înainte de alegeri, aflăm din materialul următor. PSD Timiș s-a mărit cu încă doi membri. Un edil în funcție și un fost primar au renunțat la PNL. Este vorba despre Petru Roman, care conduce orașul Deta, respectiv Lucian Savu, fostul primar al comunei Șandra, suspendat din funcție de prefectul de Timiș Mihai Ritivoiu. Anunțul transferurilor a fost făcut de președintele PSD Timiș, Alfred Simonis. Doi oameni gospodari, oameni care n-au nevoie de foarte multe prezentări, pentru că îi știți, îi cunoașteți. Sunt doi oameni performanți din administrația publică locală. Cei doi au explicat motivele pentru care au ales o altă cale politică. Adică în 9 iunie 2024 voi candida pentru funcția de primar a orașului Deta din partea Partidului Social Democrat. Fac acest lucru din două motive. Cel mai important este faptul că PSD-ul este în momentul de față un partid reformat, a plecat într-o direcție bună și dumneavoastră sunteți cei din mass media, cei care ați semnalat de mult acest lucru. M-au convins cu probleme legate de administrația locală și pot să spun că au fost foarte convingători în acest sens. Am avut în ultimul timp mai multe discuții cu domnul președinte Simonis și cu alți lideri ai partidului de la nivel național și județean. Am avut discuții și cu colegii mei primar din Timiș, cu care ne înțelegem de ani de zile foarte bine, și am înțeles că una dintre prioritățile principale ale PSD-ului în viitorul mandat vor fi proiectele legate de comunitățile locale, pe care și ale orașului Deta. 9 iunie, voi candida din partea Partidului Social Democrat Timiș. De ce am ales lucrul acesta? Pentru că în ultimii 4 ani,
din punctul meu de vedere, eu considerând că am intrat în administrație să fac administrație, nu am fost susținut la nivel de criteriu 4 al Consiliului Județean, ni s-au tăiat din fondurile care ne reveneau și de la guvern. Drept urmare, eu zic că o performanță poți să faci acolo unde lucrezi în echipă și unde alegerile sunt odată la 4 ani sau ori de câte ori impune situația, iar în rest suntem aleși de cetățeni și trebuie să fim în interesul cetățenilor, iar localitatea Șandra e a cetățenilor localității Șandra, iar Consiliul de Țeantă să vină în sprijinul lor, pentru că toți sunt interesați pentru bunul mers al județului și dezvoltarea spre un județ cât mai performant. O contribuție substanțială în decizia de a renunța la PNL, susțin cei doi, a avut o repartizare a banilor în județ de către Consiliul Județean Timiș. Festivalul Cârnaților, eveniment care a avut loc în comuna Lovrin, a strâns sute de oameni. Am vorbit cu unul dintre cei care au ocupat locurile de pe podium despre cum poți ridica preparatele tradiționale la nivel de artă culinară. Un cotlet de casă, cu o maturare foarte fină, practic produsul ți se topește în gură. Pe ce vreau să pun accent este un salam cu ciuperci și tache, o maturare cu vin și piper longhorn, piper lung. Un produs care, cum vi se pare gustul? De la acesta, l-ați gustat? Așa, birschinken. Birschinken este cumva un produs, să zicem, șfăbesc, nemțesc, se produce la noi în zonă, este un produs adaptat de mine din punct de vedere al condimentelor. Așa, aici avem un cârnaț de oaie și porc, 20% oaie, 80% porc, maturare cu coniac. Foarte bun. Și pe ce voiam să pun accent este un salam de vită, porc și capră sălbatică, maturare cu vin. Vinul ales de mine, fetească neagră. Sunt și cumva un pasionat al vinului și am zis să mă folosesc de chestia asta. Adrian Florea este câștigătorul locului 3 la Festivalul Cârnaților desfășurat în acest an la Lovrin. Toți cei prezenți la festival i-au degustat mezelurile, iar juriul l-a și urcat direct pe podium. V-ați uitat aici la competitorii dumneavoastră, ca să spun așa. Credeți că veți câștiga de departe? Nici nu am venit cu gândul ăsta. Am venit mai mult ca să-mi fac așa o impresie, de fapt să văd ce spun oamenii. Este și prima dată când concurez la acest concurs, ceea ce vreau de acum încolo să concurez în fiecare, sau nu neapărat să concurez, să mă și prezint. Dar cu siguranță vă doriți să și câștigați. Da, categoric mi-aș dori să apar, nu să apar, să-mi pun diploma la locul ei acolo în bibliotecă. Munca dumneavoastră, iată, pasiunea dumneavoastră să fie cumva certificată, răsplătită. Da, exact. Și pot cu mâna pe inimă spune că toate vin din pasiune. Deci din inimă, să zic așa. De cât timp această pasiune? Pasiunea undeva la 5 ani. Intens de 3 ani. Intens, mă refer la fapt, să zic, o dată pe săptămână sunt băgat în toată arta asta, pentru că este o artă culinară. Și chiar dacă avea emoții, preparatele lui au cucerit juriul. Cât despre rețete, Adrian spune că îi place să se joace cu ingredientele. Majoritatea sunt creații proprii. Majoritatea, îmi place să mă joc, să zicem așa, cu chimia culinară. Știu că sună urât chimie, dar de fapt asta este. Și unele dintre ele, da, sunt rețete împrumutate, pentru că nu ai cum să inventez eu un cârnat, dar de la rețeta de bază mă pot duce în toate părțile posibile. Adrian Florea a dus premiul 3 la Jimbolia, acolo unde locuiește. Toți cei interesați de activitățile comerciale specifice zilei de 8 martie trebuie să transmită o solicitare la Primăria Timișoara în vederea obținerii avizului de comercializare. Înregistrarea cererilor se face în perioada 26-28 februarie în sistem online, iar solicitanții trebuie să-și creeze un cont cu numărul de telefon. Ca în fiecare an, în apropierea zilei de 8 martie, toți cei interesați de activități comerciale ocazionale trebuie să transmită o solicitare la Primăria Municipiului Timișoara în vederea obținerii avizului de comercializare. Înregistrarea cererilor se va face în perioada 26-28 februarie în sistem online. Pentru înscriere, solicitanții trebuie să-și creeze un cont cu numărul de telefon pe cont.primariatm.ro, completând corect toate datele personale. Pentru cei interesați care au nevoie de îndrumări în vederea înregistrării, la camera 12,
2019 se oferă servicii de consiliere. Actele necesare obținerii avizului sunt cerere tip, copie buletin, copie atestat de producător flori și carnet de comercializare, în termen de valabilitate și copie certificat unic de înregistrare, achitarea taxei de autorizare pentru spațiul de 2 metri pătrați în valoare de 83 de lei și taxa de ocupare a domeniului public de 3 lei per metru pătrat pe zi pentru Piața Libertății Ceas Floral, Strada Mărăști, respectiv 2 lei per metru pătrat pe zi pentru restul orașului, se va face anticipat pe toată perioada de autorizare aprobată la momentul înregistrării cererii online, fără posibilitatea restituirii acestor taxe. Bugetul Comunei Sân Andrei a fost votat și aprobat. Primul proiect anunțat de primarul Claudiu Coman este curățenia de primăvară. Așadar, până la data de 31 martie, resturile vegetale vor fi preluate de la cetățeni. Dragii mei, vă aduc la cunoștință că bugetul Comunei Sân Andrei a fost votat săptămâna trecută. Mulțumesc tuturor consilierilor locali pentru votul exprimat, pentru că s-a votat cu majoritate de voturi. Avem multe de făcut anul acesta și cu siguranță vom începe cu ceea ce este mai important, și anume curățenia de primăvară înainte de Paște. Am văzut că foarte mulți dintre dumneavoastră ați început să scoateți deja resturile vegetale la stradă. Mă bucur să văd că este interes pentru acest lucru și vă aduc la cunoștință că puteți să scoateți aceste resturi până la sfârșitul lunii martie, adică 31 martie. Noi vom începe să tocăm, să adunăm aceste resturi începând cu 1 aprilie. În ceea ce privește deșeurile voluminoase, vă aduc la cunoștință că și în acest an vom aduce tomberoane mari, containere mari, ca să putem să gestionăm această situație și locațiile vor rămâne aceleași. Anume, la Carana Cimitiri vom începe în perioada 4-7 aprilie, la Sân Andrei va fi 11-14 aprilie, iar la Covaci perioada va fi 18-21 aprilie. Școala gimnazială din comuna timișeană Sat Chinez a fost reabilitată cu fonduri PNDL și cofinanțare de la bugetul local. Investiția a constat în reabilitarea completă, inclusiv construirea unui nou corp de clădire, care va avea o sală de sport, dar și un laborator de informatică. Școala gimnazială din comuna timișeană Sat Chinez a fost reabilitată cu fonduri PNDL și cofinanțare de la bugetul local. Proiectul Reabilitare Școala Gimnazială Sat Chinez, Comuna Sat Chinez, Județul Timiș a fost finalizat, iar administrația locală speră că va face recepția lucrărilor în maxim 3 luni. Este o investiție finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală, dar și cu sume de la bugetul local al comunei, care se ridică până în acest moment la o valoare de aproximativ 4,5 milioane de lei. Investiția a constat în reabilitarea completă a școlii gimnaziale, precum schimbare acoperiș, reabilitare completă a claselor, înlocuirea vechiului sistem de încălzire cu altul nou, inclusiv construirea unui nou corp de clădire, care va avea o sală de sport cu vestiare complete, dar și un laborator de informatică. Acestea au fost actualele subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. Rămâneți cu bine, rămâneți informați. La revedere!